Flăcările au cuprins aseară o pădure din județul Vâlcea. Incendiul de fond forestier a fost semnalat în munții Căpățânie, în proximitatea vârfului Folea. Pompierii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde s-a intervenit cu mai multe echipaje. Intervenția este însă una extrem de dificilă din cauza terenului greu accesibil. Până în momentul de față nu se cunoaște exact cauza declanșării incendiului, dar autoritățile iau în considerare orice variantă. Echipele de intervenție din Vâlcea au fost solicitate pentru a stinge incendiul de vegetație declanșat în apropierea vârfului Folea din munții Căpățânii. Salvatorii au intervenit pe parcursul nopții pentru a supraveghea flăcările ce riscau să se extindă. Am fost solicitați pentru incendiu de fond forestier într-o zonă cu conifere. Din fericire, incendiul se manifestă la nivelul solului, arde vegetație uscată și doborâturi. Din aprecierile ocolului silvic, se pare că este afectată circa 4 hectare, o suprafață de circa 4 hectare. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată din cauza terenului greu accesibil și a vizibilității extrem de reduse. Suntem cu 4 echipaje, alături de noi sunt atât membrii de la serviciu voluntar, de la obștea olănești, precum și alte obști care au păduri în zonă, ocolul silvic, Salvamont. Din păcate nu s-a putut ajunge cu mașinile de stingere. Totuși, salvatorii speră ca incendiul să fie lichidat cât mai repede. Sunt șanse destul de mari, având în vedere că el a fost localizat pe timpul nopții, se mai vedeau decât câteva focare. Până în acest moment, autoritățile nu se pot pronunța cu privire la cauza exactă a declanșării incendiului, dar iau în calcul toate variantele, inclusiv o greșeală umană.